Doamne ajută, iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune drumuri Spirituale de luni. Și dacă e luni, invitatul de servici, să spunem așa, Părintele Iustin Petresăr, dumneavoastră, Părinte. Cu drag, Părinte. În ultimele emisiuni am vorbit pe marginea dialogului, să mă exprim așa, dintre Sfântul Ian Casian și Sfântul German pe două parte și și Sfântul, Părintele, putem spune fără să greșim, nu? Părintele Avram. Avram. despre dorul de casă și am fost surprinși, plăcut sperăm și noi și dumneavoastră de faptul că ne-a oferit destul de multă informație acest subiect. Am uh, proiectat noi că o să vorbim într-o emisiune și uh, s-a ajuns, iată-ne, la a treia emisiune. Însă, Părintele Iustin a hotărât și bine a, a hotărât Chiar mi-a plăcut cum a rânduit Această, să zicem, a treia parte a discuției De fapt să o intitulăm despre bolile, despre bolile sufletului Cele care, iată, pot să afecteze Sau să, să augmenteze cumva dorul de casă Și să afecteze viața călugărului nu? Până la urmă, despre ea e vorba Despre viața duhovnicească da, că pentru plim. că, iată, Sfântul Ian Casian aduce aminte că l-a întrebat la un moment dat pe părintele Avram, bine, bine, ne-ați lămurit în ceea ce privește celelalte aspecte, de ce nu e bine să ne întoarcem acasă, pentru că nu vom putea să avem o nevoință aspră, ține minte, în prezența părinților, nu vom putea să umblăm de sculți, nu vom putea să facem drumul de 10 km zilnic ca să ne aducem singuri apa, apa. ce facem aici în Postia Egiptului, dar vom putea, în schimb, să-i convertim pe alții la Hristos. Ori, dacă reușim să facem lucrul acesta, pentru biserică, pentru răspândirea credinței, este un câștig? un câștig mai mare decât ceea ce pierdem în noastră. Da. Dacă e să punem în balanță lucrul acesta. Ori aici intervine răspunsul părintelui Avram, în care se sizează că, de fapt, cei doi tineri sunt mușcați de un anumit șarpe Duh al, al slavei Andrei. de șarte, al dorinței de mărire, al prea marii încrederi în sine. în sine, vom vedea, și încearcă să le explice cum să stau lucrurile cu aceste boli sufletești. Ei, repetăm, repet, sunt, erau tineri, și vom vedea că mulți dintre tinerii noștri, poate chiar și noi, ne numărăm, între, facem parte dintre da, ei. Nu? <laughs> suntem tentați să ne credem Burică mai părere. mult decât ceea ce suntem, și capabili să dăm sfaturi celor din jurul nostru, deși nu ne-am rezolvat încă propriile noastre probleme. Acesta ar fi contextul, să spunem, în care apare discuția despre bolile Sufletului. Voi spuneți că vă grăbiți să vă revedeți patria, le spune Părintele Avram, în nădejdea unei câștig mai bună, adică prin convertirea, da. convertirea celor altora la Hristos. Aceleași gânduri ne ispiteau și pe noi la începutul vieții monahale, dar am înțeles cu timpul și cu ajutorul celor bătrâni, în special, că e mai bine pentru noi să ne mulțumim cu un câștig mai mic, al singurătății, dar constant, adică ceea ce acumulezi zi de zi, zi de zi. Sigur, -a acumulat. Graficul acela în urcare, dar sigur în urcare, chiar dacă lent. Pe care nu poate să-l micșoreze nici trufia, nici slava de șartă, nici grijile de fiecare zi. Iată, sunt trei aspecte, trei patimi în care... Slava de șartă. Sau capcane. Trufia, slava de șartă și grijile de fiecare zi. Sunt trei capcane în care cel ce dorește să propovădească pe Hristos, Evanghelia, să-i convertească, Poate la creștinism, da. pe ceilalți, pe prietenilor, pe cunoscuților, pot să cadă în aceste capcane dacă nu sunt foarte bine întăriți duhovnicești. Și nu se bazează pe bătrâni. Și nu se bazează pe bătrâni, da. Căci mai bun este puținul celui drept, spune Părintele Avram, decât bogăția multa păcătoșilor. Vine cu un citat din, un din proverbe proverbele lui Solomon. Decât să ne dorim câștiguri mai mari. Aceste câștiguri, chiar dacă vor fi dobândite prin convertirea le veți dobândi prin convertirea multora, se vor risipi totuși în cheltuieli zilnice cerute de viața în lume și de diversele trebuințe mărunte. Așadar, iată, le poți risipi fie prin trufie, e un e păcatul de demonilor, fie prin slavă de șartă. Adică scopul, scopul real pentru care faci ceea ce faci nu este ca să-i convertești pe ea, ci ca să-ți faci tu un bun, un bun, bun nume. nume în fața lor și ei să te vorbească de bine. Fie să fii prins în acest carusel al vieții și să uiți de lucrurile importante pentru care tu ai intrat în mănăstire, pentru care te-ai făcut monah. Bună oară despătimirea, bună oară rugăciunea sau dialogul acesta continuu cu Dumnezeu Spune bună oară, at at atenția asupra mișcărilor inimii, Inine. a gândurilor și toate celelalte care fac să te ducă într-un drum de ascensiune constant, zilnic. Când ești prins în caruselul vieții, cum se întâmplă cu mulți dintre noi, lași pe cele mai importante deoparte și te ocupi pe cele mărunte. de cele mărunte și în final constați că nici măcar lucru pe care ți l-ai propus și pe care l-ai considerat cel mai de preț, convertirea celorlalți, nu, nu reușești să... să îl faci. De ce? Vom vedea pentru că câtă vreme nu reușești să te mântuiești pe tine însuți, nu ai cum să-i mântuiești pe ceilalți. Asta este principiul fundamental, principiul de bază pe care renunță Părintele Avram. În astfel de înșelări și în fel și fel de pierderi sunt prinși inevitabil toți cei slabi duhovnicește, care, deși nu sunt încă siguri pe propria lor mântuire, pentru că ei înșiși au nevoie de învățătură și de îndrumarea altora, mai întăriți în credință decât ei, sunt împinși prin înșelarea demonului să-i convertească și să-i îndrume ei pe alții la viața duhovnicească la Hristos. Astfel de tineri duhovnicește, chiar dacă vor putea, prin absurd, să aibă un care câștig și să convertească chiar pe unii, Totuși, prin nerăbdarea lor, prin, uh, printr-o purtare necontrolată, vor pierde inevitabil tot ceea ce au câștigat. De ce? De ce nerăbdarea lor? De unde vine? Pentru că nu e momentul, există un timp pentru toate, spune uh, pro Solomon Înțeleg. în ecleziast. Există un timp pentru toate. De aceea, uh, călugărul, când intră în mănăstire, el cu bună știință trebuie să știe că se supune unui timp de coacere. La fel și omul de știință, la fel până la urmă. Nu poți arde niște pași. În orice domeniu trebuie să te pregătești o perioadă de timp, trebuie să te pregătești ani buni ca să excelezi în domeniul pentru care te pregătești, te, da. te, te pregătești. La fel este și în, în viața duhovnicească. Și dacă tu nu ți-ai asumat credința, dacă tu nu. Nu știi lucrurile de bază. Cum poți să îl înveți pe altul? Asta spune părintele Avram. Ori dacă lași deoparte învățătura, adică tu deja te consideri învățat. învățat asta ce presupune? Presupune că nu mai mei. ai nevoie de învățătură, asta presupune divorțul uh, duhovnicesc între fiul duhovnicesc și părintele duhovnicesc, oricare ar fi el, nu mai face recurs la bătrun pentru că eu știu. Noi știm, nu? Ce să mai învăț de la bătrânul meu? De altfel, vedeți în viața de zi cu zi. Orice credincios care... De sau e, e mai spectaculos. E nici măcar cei care se duc la biserică se consideră competenți în materie de credință. Nici măcar, chiar și cei care... Mă scuzați că eu acum sunt într-un post cu apă de... Slavă Domnului! Câteva, asta da, de câteva zile și mintea funcționează un pic mai greu, îmi cer iertare pentru mm. micile dezacorduri. Dar chiar și cei care nu se duc la Biserică, chiar și cei care n-au citit măcar odată Sfânta Scriptură, dar aminte să fi deschis o carte a Sfinților, părinți, totuși au îndrăzneala, obrăznicia să se considere competenți în materie de credință. Mi se pare cred că cunoscut telespectatorilor acest peisaj. Că... Sunt oamenii citatelor. Da. Acum circulă citate din diversi sunt, eu gură odinți, sunt citate scoase din context da. pe care ei le trimit într-un mod agresiv, aș îndrăzni eu să spun, celorlalți pe, și ceilalți nu știu în ce măsură se folosesc. Trebuie să ne punem întrebarea. Noi dăm sfatul și ne punem în postura aceasta de învățători. Dar celălalt cum percepe citatul pe care tu îl trimiți? Îl, îl, îl înțelege? Funcția îl Nu, no. De cele mai multe ori, acum pentru că cumva am o mică experiență în, în receptarea atâtor sfaturi, din partea sau multor, să că ia uite bă și ăsta se crede sfânt se, se poate recepta și astfel da. și până la urmă deci, remarca este îndreptățită cumva îndreptățite. pentru că nu e chiar în primul rând ce trimite nu îi nu aparține e un citat luat cum spuneați dintr-un context el bun dar ciuntit în situația respectivă folosit poate cu cine știe ce alte scopuri care nici acelea nu vor fi atinse oricum există o, o o inflație, pot spune, de, de, informație, chiar și duhovnicească, care, datorită acestei inflații și um, până la urmă, venind în valuri valuri, riscă să se demonetizeze. E, știu, am auzit și citatoarea, am auzit citatoarea, le ai auzit, dar l-ai rumegat, l-ai înțeles, l-ai pus la inimă, te-ai folosit de ele. Există, există, chiar un pericol mai mare. Citatul poate să fie bun, poate să fie extraordinar. Ele dar sunt bune pentru toate, că sursa de, în de, context. Sursa de unde primești citatul respectiv este dubioasă sau este. nu sursa, cel care a folosit sursa. <laughs> adică părintele sau doamna, credinciosul, credincioasa care îți trimite citatul are o, o probitate morală îndoielnică. La un moment dat știrbește și din valoarea citatului, ca să spun sine, așa, da. și a Sfântului pe care l-a scris. Și la un moment dat poți să trezești în cel pe, pe care tu îl asaltezi cu fel și fel. De ce? Să trezești o repulsie față de învățătura pe bisericii. Care tu ubești, dai, da. De ce? Pentru că inevitabil îl simte că nu-i trimiți acel citat o sinceritate mesaj. pentru smerenie, că vrei să-l ajuți și vrei să -l ci pentru că te consider superior lui. Și te legitimezi, vezi, Doamne, eu aș fi cumva așa și... Și el îți este inferior. Așa se face că în timp ce ei cred, spune Părintele Avram, că pot să aibă câștiguri mai mari prin învățarea și îndrumarea altora, se lipsesc pe ei înșiși de propria lor îndreptare. Deci există două riscuri în situația asta. Riscul că îl zmintești pe la pe, pe care, care vrei să-l să înveți, să-l îndrepti. Și ăla, când va auzi, deci compromiți ideea. Când va auzi, orice sfat din partea bisericii va face stânga împrejur. Pentru că și va să... face egalitate între biserică și tine, tu care... da. Și pe de altă parte. Exact, iar pe de altă parte este riscul că tu în mod inevitabil ai să cazi în ceea ce se numește păcatul trufie, păcatul demonilor, al slavei de șartă și al risipirii până la urmă. În loc să fii atent, să te concentrezi, să te focalizezi, să folosești acest cuvânt pe nevoile tale duhovnice și pe lipsurile tale duhovnice și tu să cauți îndreptare, iată, ajungi să îi te consider superior și să în măsură să îndrepți tu pe alții. Deci este o pierdere de ambele părți. Și cel care dă sfatul și cel care primește sfatul nu se folosește de acest efort. E un efort în zan, e un van, e, e un efort zadarnic. Pentru că unii, iată, se dau drept bogați deși nu au nimic spune Părintele Avram mai departe, al alții trec drept săraci, cu toate că au multe averi și au multe de, de împărtășit. Acești care, aceștia pe care îi ve, trec a fi drept săraci, pe care îi găsim prin biserici. De ce zice românul să nu te duci la pomul lăudat? Pentru că poți să primești un sfat bun, fiind un sfat rumegat, un sfat asumat, sau cum să spui, care vine dintr-o experiență de viață. De la un om care nu este neapărat preot Nu este neapărat episcop De la un om care nu este neapărat Nu cleric știu, în rupe ușile bisericii Ci este un om care a suferit Care a trăit și a avut Care are ceea ce se numește experiență de viață Și poate să -ți zică în cuvinte puține Și să-ți lămurească o problemă Pe care nu au reușit să-ți o lămurească Nu știu, sute și de tipuri. predici Sau sute de conferințe da. Și așa mai departe de aceea, iată, sunt săraci care trec, sunt alții care trec drept săraci, cu toate că au multe averi. Pe aceștia ar trebui să-i descoperim, să-i căutăm, spune Părintele Avram. Aveți grijă să nu fiți și voi asemenea celor despre care scrie profetul Agheu, unii adună bogății și le pun în pungă spartă. Foarte De. frumos cuvântul acesta. Iată, în momentul acesta, Sfântul Ian Vine cu o întrebare. Până acum ne-a arătat destul de bine, prin aceste comparații, înșelările noastre, deci recunoașterea. Da, Așa da, a asumat, asta a fost câștigul. Adică a înțeles că și mă gândeam acum, în timp ce spuneți asta, s-ar fi putut ca aprinderea la de a pleca la locurile natale să fie atât de mare încât, da, da să fi făcut cum au făcut grecii cu, cu Pavel în Areopag când le vorbea despre înviere. Despre asta ne mai vorbim ne vorbește și da. altă dată. Dacă nu dacă au și... Deci grecii în Areopag nu aveau smerenia. La fel, de fapt, în antiteză, Ioan Casian a fost salvat de smerenie, de ascultarea față de bătrân. Și de asta a putut să accepte sfatul și Da, a zis tare frumos că ne-ai arătat ale noastre înșelări. înșelări. Ale noastre înșelări. Nu părerile noastre erau bune, părerile noastre pe care noi le credeam bune, iată, ni le-ai arătat a fi înșelări. Acum, spune mai departe, Părintele Casian, dorim să înțelegem care este sursa acestor înșelări și care sunt mijloacele de vindecare. foarte important. Ne reamintim faptul că erau tineri. Câți dintre tinerii noștri, Acceptă că ceea ce se vântură în mintea lor poate să fie greșit, află poate greșit să fie și află și rămân la ideea că e greșit? E o întrebare. Și că câți dintre tinerii noștri, după ce acceptă faptul că Au sunt greșit. victimele unor înșelări, să nu le zicem demonice, nu neapărat, nu. Să nu le zicem demonice, merg mai departe și cer sfatul și vor să înțeleagă natura acestea. Adică. Da, d -d 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 -am, am înțeles că sunt înșelat, ok. Am înțeles că uh, mintea mea a luat o razna. de acord. Dar care este natura acestor de la page? E o întrebare Asta este fundamentală. Demersul firesc al omului care vrea, să spunem mai generic, să se vindece de o înșelare, de o boală. În primul rând, să-ți dai seama că greșești, că ești bolnav. Să accepti că ești bolnav, să te duci să ceri o anamneză bine făcută, un diagnostic și un tratament. Până la urmă, exact asta se întâmplă și în situația asta. Nu? A acceptat că este în înșelare și acum vrea să-i spună care e virusul, de unde a venit, cum am contaminat și cum fac să scap de el. Na. Același lucru îl spune cu alte cuvinte și părintele Avram. Există o singură sursă, o cauză, sau dacă vreți să o numim, să-l numim început al tuturor vicilor, a tuturor bolilor sufletești, să le numim așa. Putem înțelege mai ușor lucrul acesta dacă pornim de la comparația cu bolile trupești, spune Părintele Avram. Foarte multe boli sau diverse suferințe au aceeași cauză numită inflamație, zice el. Și iată, nu. spre exemplu, dacă inflamația atacă zona capului, boala produsă se numește cefalgie. Nu? Dacă inflamația pătrunde în urechi sau în ochi, bolile produse se numesc otită sau oftalmie. Dacă inflamația atacă închieturile sau extremitățile mâinilor, boala se numește gută, iar dacă inflamația s-a coborât la picioare, numele bolii este podragră. Prin urmare, aceea sursă Spune părintele Avram, produce boli diferite în funcție de părțile corpului pe care le-a infectat. Deci, așa asta se întâmplă când vorbim despre bolile trupului. Bine, noi știm acum că medicina modernă este deja o știință extrem de complexă, dar părintele Avram trăia în secolul IV și înțelegea bolile trupului la nivelul. Știi, științific al epocii sale. El considera că majoritatea, sursa celor mai multe, mai multor boli ale trupului, sunt această inflamație Inflamația. care, în funcție de membrul Localizare. unde se localizează, produce o boală pe care o numim în mod diferit. Iar în același fel, zice, trecând de la trup la suflet, credem că se instalează în membrele sufletului nostru puterea fiecărei boli sufletești. Înțelepții spun că virtutea are trei obârși sau surse, rațiunea, voința și sentimentul sau emoția. La fel și boala sufletului are trei surse. Sau mai bine zis, sufletul are trei membre, așa cum trupul are mai multe membre, mâini, picioare, trunchi, fiecare după numele său. Sufletul, spune părintele Avram, are trei membre. Sună cunoscut din, din teologie, din dogmatică, conform căreia chipul lui Dumnezeu din om este reprezentat de cele trei afecte comune lui Dumnezeu și omului: simțire, rațiune și voință. Da. Și iată, acestea se pot tulbura la un moment dat dintr-un motiv oarecare. Dacă este infectată partea rațională a Sufletului, această infecție spirituală va da naștere în mod inevitabil la boli sufletești precum slava deșartă, trufia, invidia, mândria, aroganța și erezia. Deci partea rațională. Vedeți, erezia este trecută la partea rațională. Adică mintea, logica duhovnicească, este afectată, este și afectată nu mai funcționează corect și plecând de la aceleași premise, Ajungi la concluzii greșite. Dacă, în schimb, este infectată partea volițională sau volitivă, voința, voința Așa, această infecție va produce boli sufletești precum apatia, adică lipsa de interes față de orice activitate și față de lumea înconjurătoare. Devii apatic. Asta înseamnă. Ce e un om apatic? E un om care nu mai are voință. Nu mai vrea să facă nimic, nu îl mai interesează nimic, nu îl mai impresionează nimic. Achedia. Achedia, tristețea aducătoare de moarte. Iată, pe care Sfântul Ioan Casian o consideră patimă. Eu n-am știut până să-l citesc pe Sfântul Ioan Casian că atunci Tristețe când ești trist, eu, ești de fapt într-o mare patimă, patimă pe care trebuie să o spovedești, trebuie să te vindești de ea, trebuie să lupți cu ea. Pentru că nu poți să intri într-o relație cu Dumnezeu, dacă ești trist. La fel cum doi tineri care sunt îndrăgostiți unul de celălalt, imaginați-vă. Unul se bucură unul de celălalt Unul de se bucură celuilalt. că te e vede prezența, și om. te ia în brațe și tu ești trist și deprimat și cum va putea să continue relația respectivă? Va fi niciun, descurajat, va că adică nu produce nicio bucurie și atunci da. Indiscutabil. La fel și relația om, sufletului Dumnezeu. mireasă cu Mirele Hristos sau cu, cu Divinitatea, cu Dumnezeu, trebuie să fie fundamentată pe bucuria un, de a fi împreună. Un fond de entuziast. Omul trebuie să fie entuziast în această întâlnire. Nu deprimat, nu dezdănăzuit, descurajat. Așa cum nouă nu ne place să avem în preajma noastră astfel de oameni, nici lui Dumnezeu nu-i place. Pentru că înseamnă că nu ești pregătit de întâlnire și că nu ești capabil nu aduce să, să intuiești frumusețea bunului Dumnezeu. Nu, nu, te, nu te bucuri de frumusețea Lui, nu ești captivat, nu ești fascinat de această întâlnire. Nu, nu ești doritor de a fi în prezența Lui. Da. Iar, iarăși, dacă este afectată voința, apare lașitatea, iată, frica și neomenia. Lașitatea. pe păi dacă nu ai voință să lupți, nu? ceea ce Dezertezi. susține orice lucru. Dezertezi. Sau dacă iarăși nu ai voință să, să crezi că poți să faci lucrul ăla, să crezi că te poți confrunta cu un anumit lucru, apare frica. Iată acum bună oară, nu? Trecem prin această perioadă de pandemie în care întreaga umanitate, mai mult sau mai puțin din, dintre semenii noștri, sunt paralizați de frică. Da. Este Virusul este acesta este mult mai cea mai. Decât, de, uh, decât virusul în sine, Cea mai COVID. simplă formă de existență care a ajuns să dea bătaie de cap omului care este cea mai complexă formă de existență. Da. E un paradox. Și am ajuns în situația în care ne este frică de cea mai simplă formă de existență. Frică până la urmă, care poate să fie întemeiată. De ce nu? Adică, știm că face ravagii, nu? Dar, până la urmă. Oricum, sufletul nu ți-l poate. În fața unui pericol, ai două opțiuni: să fii curajos, să fii demn, să lupți, sau să-ți fie frică și să faci pe tine de frică. Să Să-ți fii lași. Asta înseamnă, atenție, de ce este bună pandemia aceasta prin care trecem? Pentru că este un examen extraordinar. Pentru ceea ce uh, putem să numim calitate sufletească, nu în sensul ăsta de virtute, de virtute sau nu, ci în sensul dacă suntem sau nu suntem bolnavi sufletește. Suntem sau nu suntem bolnavi sufletește. Ne aprobăm virtute acum. În ce măsură suntem creștini, în ce măsură mai avem credință, Bine. în ce măsură mai credem în Hristos, câți nu s-au zmintit uh, pornind de la această formă de existență minusculă, în ceea ce privește uh, Sfânta Împărtășanie, cât nu s-au zmintit dintre credincioșii noștri? Uh, Săraci, da. Și, repet, nu, nu, nu trebuie să îi condamnăm, nu trebuie noi să emitem judecăți de valoare, ci fiecare, în dreptul lui, să facă, trebuie să-și facă autocritica să folosesc acest cuvânt. Și nu reușește singur să se folosească de bătrânul său, duhovnicul în speță. Avem un elde. Pandemia este o radiografie excelentă a societății a stării și a omului de astăzi. de boală a sufletului nostru. Nu doar boala care ne paște prin infectarea cu acest virus. Așadar și neomenia. Neomenia. Vedeți cât de ce intuiție fantastică au Sfinții Părinți. Deci cum se sizează sursa bolilor sufletești. Care până la urmă, după cum spune, este aceeași. Este o inflamare, a voinței, o inflamație la nivelul voinței. Este o slăbire a voinței care duce la neomenie. Lucrul acesta l-am văzut în perioada pandemiei. Adică niște atitudini din partea unor oameni uh, foarte cunoscuți, foarte apropiați. Atitudini la care tu nu te așteptai. Nu te nu așteptai să reacționeze așa. Vedem și, și la nivel mic și la nivel mare. Acum mi-au venit în cap două, două exemple. Nivelul mic imediat cum s-a inflamat societatea da. <laughs> și omul, dar și societatea de acest virus, toată lumea au, au devenit neomenoși. De ce? Pentru că dus, s-a făcut frică. S-au dus repede Frica? la magazin și și-au luat foarte multă făină, altul după el nu mai putând. Deci neomenie. Sau cel care produce, știu eu, măști a, sau le vinde. A, le vinde mai scump. Hai să le vinde mai scump altă dovadă de neomenie, de inflamare a voinței omului și de a ajunge, iată, din această inflamație în neomenie. Se probează. Se probează. Ce facem când va fi inflamată partea poftitoare sau emoțională? Asupra? Iar dacă va fi infectată această parte poftitoare sau emoțională, de cu alte cuvinte, al treilea membru, membru al... al sufletului sau organ, să-l numim așa ca să se înțeleagă mai bine, al treilea organ al sufletului, vor apărea următoarele boli sufletești, spune Părintele Avram. Lăcomia la mâncare, pentru că Sfinții Părinți au înțeles că cel ce mănâncă mult, mănâncă pentru că are o problemă emoțională. Bulimie o numim noi. Bulimie sau <laughs> îi mai spune mâncatul compulsiv. Da. Pe fond de stres. El are o problemă emoțională. Și atunci când mănânci, emoția îți dă, se, îți dă o satisfacție. Și echilibrează. O emoție negativă cu o plăcere pozitivă, care de obicei este pozitivă, să zicem. Și echilibrezi cumva emoția. Ce mai produce atunci când este afectată, este inflamată partea emoțional, a Sufletului, Alte lăcomia lăcomie. la bani, o altă lăcomie, argyrofilia. Iarăși, pentru că ea se naște tot dintr-o emoție negativă, că vei ajunge vremuri, o perspectivă sumbră asupra viitorului. Proiectarea urâtă viitorului. Iată, poate, în pandemia aceasta, cine știe ce o să se întâmple, trebuie să pun ceva deoparte, trebuie să pun cât mai mult deoparte, trebuie să mă descurc. Și toate acestea vin împreună neomenia, nu? cu argirofilia, pentru zile negre, nu știi ce o să se întâmple. Mai departe, desfrânarea sau patologiile sexuale cauzate și ele la rândul lor, de cele mai multe ori, de un dezechilibru emoțional. Un psihopat, un, cel care produce sau care produce un viol, să zicem, da? El are o problemă emoțională, Lucrul ăsta are un dezechilibru emoțional care vine din trecutul lui, din copilăria lui sau din trecutul lui mai mult sau mai puțin îndepărtat. Îi lipsește foarte multă iubire. Îi lipsește afectivitatea, iubirea, atenția celorlalți. Și caută să... Sau poate că se simte echilibre. slab și vrea să demonstreze că e puternic. Cine știe ce este în sufletelul lui? Dar este cert că atunci când produci suferință celorlalți, tu suferi de un dezechilibru emoțional care apare ca urmare a inflamării acestei părți și înține rațiunea voința voință a, a, a sufletului și în înspeță orice formă de poftă manifestată în exces indică de asemenea prezența unui dezechilibru emoțional, spune părintele Avram. Am. Iată în cazul vostru, vine Părintele Avram, care vreți să plecați la voi acasă, în patria voastră și să convertiți pe alții la Hristos, înainte de vreme, nefiind încă copți, nefiind încă siguri de propria voastră mântuire, este clar, este cert că sunteți afectați în partea rațională a sufletului vostru, din care de obicei răsare viciul înfumurării și al dorinței de slavă, de șartă. Mă gândeam acum, nu numai că a dat răspuns și lui Ian Casian și lui German Avavram, dar cred că ar trebui, cel puțin pentru mine vorbesc acum, cred că ar trebui să citesc de, de 10 ori pe an, de 20 de ori pe an, numai acest dialog. Pentru că e atât de dens și mi se pare că ar fi un tratat perfect pentru toți duhovnicii, pentru toți preoții, despre felul cum trebuie făcută, de fapt, anamneza. La spovedire. Când vine omul, de fapt, nu iei păcatul cumva ca din canoane. Hai să vedem ce este afectat. Poți să corelezi, de fapt, anumite păcate care ele, poate, așa, la prima vedere, nu au nicio, nicio legătură unul cu altul, și să îți dai seama de ce parte a sufletului, că simțirea, că rațiunea, că voința sunt slăbite și ce medicament să rânduiești pentru... Dar iubirea, în primul rând, trebuie pusă și după aceea o anamneză în genul lui Avram. Făcută, cred că ar vindeca. Mă gândesc așa s-au dus cumva ca la spovedanie Ioan Casian și German. Oameni, până la urmă, oricum, în situația în care erau atunci, mult superior duhovnicește nou. Da, da. da. Cum vă puteți trata de această boală sufletească, mă întrebați, nu da. spune Părintele Avram. În situația voastră este obligatoriu mai întâi să vă îngrijiți cu toată atenția de acel modural al sufletului care a fost infectat <hânt> prin fapt pentru care ați ajuns să credeți nu numai că ați atins culmea de desăvârșirii, deci iată o formă de înșelare, dar că puteți și sunteți pregătiți să învățați și pe alții. Este, este teribil textul acesta. Bună oară, dacă e să vorbesc din uh, experiența mea de monah, de starez de mănăstire, am avut... Călugări, și cred că sunt nu doar în tagma noastră, ci și în tagma în orice absolvenți tagma. și în orice tagmă și acelor absolvenții de, de teologie care vor să devină preoți. Dar eu am avut călugări care îmi cereau: Părinte, vreau și eu să fiu un preoț, așa acolo, știți? Măi, da, l-am întrebat eu, dar ce te recomandă pentru lucrul ăsta? Ce pregătire ai făcut în sensul acesta? Păi, ce mare lucru să dau și eu cu cădelnița și să citesc acolo dintr-o carte. Două vorbe, două ectenii, trei, trei rugăciuni. Preoții, care parte pare ușor actualicesc chiar pentru unii. Și el, astfel de oameni, ce fac? De fapt, minimalizează la nivelul lor văzut, o taină pe care o numim taina preoției, o taină. Extraordinare despre care părintele Adână. Arsenie Papa a vă aduceți aminte că spunea că Dumnezeu a făcut două mii de oameni. Pe cloția. Maica Domnului care l-a născut pe Dumnezeu. Și preoția care îl renaște în fiecare liturghie, preotul care îl renaște în fiecare liturghie pe Dumnezeu, pe Sfânta Masă. Ori el vine și zice ceea ce, -a, ce -a, un preot acolo o să fiu și eu, cât de cât. Ce este infectată? Este infectată. Iată, el crede că a atins culmea de și că este pregătit să învețe pe alții, deși el nu a învățat nimic <gântu -i> până la vârsta în care își dorește să acceadă la un lucru atât de mare. Acum îngăduiți-mi o glumă. Va fi atât de credincios încât să-și pună nădejdea în harul preoției, în harul Dumnezeu al preoției care va lucra și venind va vindeca toate neputințele lui și va plini toate lipsurile lui. Se poate să, să punem și problema așa. Acum Bine, a fost dacă o... te, te, uiți, te uiți un pic în societatea românească au apărut peste noapte sute de hristoși de uh, salvatori de mântuitori care propun tămăduirea uh, holistică a omului și trup și suflet și uh, e, e ceva de, uh, care nu a avut precedent în... Uh, nu, știu sau nu, e întrețit războiul foarte tare și pe toate planurile, e clar. Și dacă stai bine și pui lupa pe viața omului respectiv, vezi că omul respectiv nu doar că nu este în stare să învețe pe alții nimic, pentru că nu a reușit să se învețe pe sine, ci viața lui este praf, este e o viață distrusă, o viață pierdută. El se amăgește și pe el, cum zice scriptura, și amăgește și pe alții. Orbul care călăuzește pe orb și care nu. Dacă ar fi să stai câteva zile în preajma lui, zi și noapte, Vei vedea că ai de-a face cu un psihopat, nici de cum cu un om îmbunătățit, care că poate, te să, poate te, ajuta. să te eleveze spiritual și să-ți descopere pacea aceea pe care ne dorim cu toții. Așadar, înfumurarea, de fapt, și dorința de slavă de șartă este cea care îi cuprinde pe astfel de oameni, cea care i-a cuprins și pe părintele Căsien. Casian și pe părintele German, și pe, care nu pot fi scoase din rădăcină decât dacă ne vom întoarce la umilința adevăratului discernământ, spune Părintele Avram. Ce frumos! este oră, Umilința adevăratului discernământ. Smerenia adâncă. Da. Vedeți? Noi vorbim despre smerenie, vorbim despre umilință. Lucruri pe care, cuvinte pe care timpanul omului recent nu le mai suportă. Se simte zgâriat. Umilință, smerenie. Sau și pe cei care îi încântă doar rămân la încântare. Sună frumos. Dar, dar expresia aceasta a Părintului Avram este magistrală. Umilința adevăratului discernământ. De fapt, vorbim despre că omul care are discernere, care este capabil să-și cunoască în momentul de față poziția lui în raport cu sine însuși, în raport cu Dumnezeu și în raport cu ceilalți. O, probabil, în societatea românească de astăzi, asistăm la o inflație a tupeului fără conținut. Da. Ce le lipsește Fără acestor oameni care ies și vorbesc și par sigur pe ei că și dau impresia că au ceva de spus, dar de fapt nu spun nimic dacă stai să și analizezi pe, chiar acaparează. Le lipsește umilința adevăratului discernământ. Ei nu sunt capabili să se raporteze corect la ei înșiși, la Dumnezeu, Dumnezeu și la, și la, la ceilalți. Iată, această umilință adevăratului discernământ, așa trebuie înțeleasă zmerenia. Ce este zmerenia? Dacă e să-i dăm o definiție, este realismul duhovnicesc. Adică să știi, ca pe GPS, unde. Poziția mă aflu? ta. Poziția ta. Unde mă aflu? Am coordonate clare. Da. Această, această umilință adevăratului discernământ ne va învăța cât de greu și cât de ostenitor este pentru oricine să-și mântuiască Sufletul prin stăpânirea minții și a inimii și cu mult mai greu să-i mântuiască pe alții. Da. Ori vedeți, pentru mine este o, cum să zic eu așa, o mâhnire. O mustrare uh, de sine, poate. Uh, uh, pentru că reprezint și eu tagma aceasta monahală, să vezi fel și fel de tinerei care au îmbrăcat de un an de zile, de doi ani de zile, haina monahală și care nu se pot abține, nu se pot stăpâni, și ies în spații publice, ies în adunări publice și li se oferă cuvântul ei să nu fac, se pot abține mult, să om, nu și... vorbească și fac de râs nu doar monahismul, ci biserica Da Asta și... e. e un subiect destul de, 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 de greu dar real, însă Poate reușim să ne, ne vedem interesul acela de a ne mântui și atunci reușim să măcar să discernem noi, să știm de unde și de la care izvor căutăm să bem, să vedem că e apa limpede și să bem de acolo, chiar dacă vine cu țărâita. Iar ei își perie orgolul acesta camuflat, care stă la bază, îl perie cu un argument de genul: dacă cei mari nu, au nu iau atitudine, măcar noi, cei mici, să ieșim în față și să spunem adevărul. De aici anarhia. Pentru adevăr, adevărul de mai, mai presus de, de orice. Care adevăr? Adevărul pe care nici tu însuți încă nu. Se vede limpede, se vede clar că nu l-ai cunoscut. Adevărul care ne-a învățat că pacea mai mare decât dreptatea de, de patru ori. și uităm. Ce le lipsește acestor oameni, umidința adevăratului discernământ. De asemenea, umidința aceasta adevăratului discernământ o să vă ajute, spune părintele Avram, să înțelegeți că voi înși vă încă mai aveți nevoie de îndrumarea și de ajutorul unui învățător. Iată, astăzi nimeni nu mai face recurs la. Toți știu. Toate. La, la Maestru. Nimeni nu-și mai asumă condiția de discipol sau de ucenic. Pentru nu, că de știu pe toate avem un prieten care le știe pe toate, Google, și la el accesăm orice informație pe care oricum o furăm, nu o folosim, decât foarte puțin ne dăm mari coștim, am folosit-o, am câștigat slava de șartă și prețuirea celui care, mă rog, o țin timp, vrem să fim prețuiți de unul de altul, ne-am dat mari trufia, a fost atinsă, slava de șartă a fost atinsă, sunt împrăștiat și nu am nimic, niciun temei și uite că, într-adevăr, se probează toate cele de până acum. Pentru că nu, nu, vrem să avem un duhovnic, nu vrem să ascultăm de duhovnicul nostru sau de mai marele nostru și astfel rămânem ca un... Na, poate nu toți vor să fie creștini și duhovnicești. Și un karatist care vrea neapărat să ajungă mare maestru, caută să descopere el singur fel și fel de tehnici de luptă, fără vreun mentor. Ei, o să descopere și când a făcut el primul kata la, 40 de, la, 80 de ani, o să înțeleagă că de fapt era un kata pe care îl făcuse, îl putea învăța la 20 de ani și putea să învețe mult mai multe. Asta așa pentru ceilalți care nu... Ceea ce este trist din punctul meu de vedere este că anii trec, și la un moment dat, fiecare dintre aceștia vor descoperi cât de goi sunt în lăuntrul lor. Nu putem urca decât cu mentorul. Și să ne asumăm o perioadă de coacere, de pregătire, de devenire, care este o perioadă de claustrare până la urmă, este o perioadă de interiorizare. E o claustrare spre luminare, nu e o claustrare spre întunericare. nu e un da. E o perioadă în care nu ieși în lumina reflectoarelor, dar. Iată, primești Lumina Hristos. Orice tânăr trebuie să-și sacrifice o parte din existență dacă vrea să ajungă în vârful ei. E o jerfă care va fi încoronată. Indiscutabil. Ce le zice părintele Avram mai departe? Mai aveți încă cale lungă de parcurs până când să ajungeți la măsura lui Hristos. Amintiți-vă că. Domnul n-a ieșit la propovăduire până ce nu a devenit desăvârșit în stăpânirea celor trei părți, a celor trei organe sau membre în ale, din ale sufletului, probate în ispitirea de pe muntele Carantaniei pe care o citim în detaliu, cum s-a întâmplat la Matei capitolul 4. Când Duhul necurat l-a ispitit prin cele trei prin partea, să zicem, rațională sau prin partea poftitoare, emoțională a sufletului, când a zis, zica pietrele acestea să se facă, să se pâine. Se facă pâini, Mântuitorul Iisus Hristos i-a răspuns, nu numai cu pâine se va, va da. trăi uh, omul. Și, și cu tot Cuvântul lui Dumnezeu. Când l-a ispitit în voință, în partea volitivă, a încercat demonul să-i voința de putere. Asupra acestui veac și a împărățiilor lumii cu toată slava lor. Ne aducem aminte, nu? De, de, de Freud, care vorbește despre da, voința închire. de plăcere, de Nietzsche care vorbește despre voința de putere, și despre Sfinții Părinți, care vorbesc despre voința de sens, cu totul și cu totul altceva. Că să, mult mai... să dai conținut, să dai sens existenței. Nu să te rezumi doar la plăcere, la pofte sau la putere, la competiție. La titluri, la... Cine este primul, cine ia cununa și așa mai departe. Iată, Mântuitorul Iisus Hristos este ispitit și el cu această voință de putere. Atunci când demonul vine și spune închina dacă... Te. Uh, Mi te vei închina? când demonul a dus pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și slava lor și a zis lui, acestea toate ți le voi da ție dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Și Isus i-a zis, piei satano că scris este Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Iar apoi l-a ispitit demonul și în partea rațională, partea rațională și Mântuitorul a respins-o și pe aceasta, când demonul îi spune, l-a dus pe aripa templului și a zis, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că scris este, îngerilor săi vor Au porunci, poruncis. pentru tine și te vor ridica pe mâini și ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Iar Isus i-a răspuns, iarăși scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci a avut ceea ce numim logică duhovnicească a arătat că era Dumnezeu, a arătat nou că trebuie să avem, iată, logica aceasta duhovnicească. Ori Părintele Avram, ce face? Le arată modelul. Hristos. Hristos. Ați că ajuns -a la la Decât dacă avea... Iată. După ce a trecut acest examen. Dacă tu pierzi examenul, nu în fiecare zi, ci în fiecare oră, a oricărei zile, este clar că ar trebui să reduci sonorul, să ții gura închisă și să te ocupi de ale tale și să te duci tu să ceri sfat altora. Bătrânului tău. Și să-ți muști limba atunci când te pișcă să zici ceva. Să zici ceva. Acesta este cuvântul despre bolile sufletului pe care îl adresează Părintele Avram celor doi tineri și implicit și nouă celor de astăzi. Da v-am spus, m-a pus puțin pe gânduri și cu siguranță cred că îl voi păstra ca un manual pentru anamneza duhovnicească. Pentru că, da, anamneza pe care nu va trebui să o fac numai din postura de duhovnic. Anamneza pe care trebuie de fapt fiecare dintre noi să ne facem în fiecare seară. Acum preotul, preotul, cât de bine sau prost pregătit este, are obligația să propovăduiască Așa cum poate și ce poate. Da. Dar să o facă măcar cu smerenie. Să o facă, nu știu, să zică fraților, iertați-mă, nu sunt eu în măsură să vă zic altceva. Pentru că oamenii în asta. să înțeleagă că mesajul, cuvântul nu este al lui, ci Ia este lui Hristos, cuvântul Evangheliei și este cuvântul lui Hristos, pe care preotul are obligația să-l propovedească. De aceea, poate că ar trebui să facem recurs mai mult la, la, la această Umerințe păi la această smerenie, noi preoții, știți? Oricum. Dar, pe de altă parte, iată că vin uh, și ăștia, vin uh, Mântuitorii ăștia, butaforici de carton, care au tupeu, au obrăznicie, știu să. au joc penetran, scenic, da. ca să spun așa. Poate că au și verbi indiscutabil, dar nu au conținut și totuși atrag, uh, fascinează. Și din păcate, Chimbale, oamenii da, întorc spatele lui Hristos, merg după modele il iluzorii, oameni care mai devreme sau mai târziu vor înnebuni, pentru că ei înșiși nu se ancorează într-o realitate uh, reală. Nu mai știu să cu vorbeam lucrul acesta la un moment dat, cu un bătrân, cu un bătrân, știu, gata, mi-am aminte, un arhitect, și care spunea, Părinte, nu crezi că cei care se iau după chimvalele acestea răsunătoare, oricum de Hristos n-ascultau? Nu crezi că se poate ca, de fapt, să fie și o cernere? nu știu. Pentru că omul care se lasă înșelat, s-ar putea, se poate, să nu fi avut niciodată aplicarea către profunzime ci doar către superficialitate. De asta probabil că sunt și ușor de furat. Nu putem ști. Era doar o idee a acelui bătrân, care mi-e foarte drag. Ideea este clară că da, dacă ne dorim să fim sănătoși duhovnicește, trebuie să căutăm la medicul cel duhovnicesc, la Hristos și la cei pe care Hristos i-a lăsat să lucreze ale sale în lume. Nu pentru vreo vernicie personală, ci pentru că ei, la rândul, într-o smerenie firească, până la urmă, apelează la cele ale lui Hristos și la Sfinții. Niciun preot nu vorbește cu de la sine, ci cu de la Hristos și cu de la Sfinții. Este poate și aceasta exercițiul smereniei într-o preoție. Să rămână, părinte, cu drag Mulțumim pentru. Nu, nu, a fost foarte bine. Să Mulțumim să ne fie de folos, Doamne, ajută.